asta cred că trebuie să vorbesc înainte ca domnul Ioan Stanomir să ia cuvântul, dar poate că la final domnia să vă spună mai multe despre acest institut. Institutul la care lucrăm și la care lucrează evident 27, poate până la 40 de cercetători, fiecare distribuiți în diferite funcții, a încercat anul acesta să pună în atenția publicului larg mineriade. După cum vedeți, am și construit un portal și am să rog pe colegul meu, Andrei Lascu, care ne-a susținut de două luni încoace cu maximă dăruire în acest proiect, am să rog poate să ne dea la început imaginile cu fotografiile inedite pe care noi le-am pus în acest, portal. Noi n-am avut aici semnal de internet și atunci cred că am recurs la o altă soluție. Nu știu dacă ele pot fi văzute în detaliu. Deci aici aveți câteva dintre fotografiile inedite primite de la diferiți fotografi amatori. Apoi avem în acest portal o secțiune dedicată dezbaterilor analitice, să spunem așa. Ele în parte doar sunt reflectate și de suplimentul, suplimentul de astăzi din evenimentul zilei. Iată, vedeți dezbaterile, asasinarea speranței profesorului Tismăneanu, Ioan Stanomir vorbește despre pluralism și democrație și criza constituțională din 1990, domnul Angelo Michievici despre imaginea minerului în cinematografie, o temă foarte interesantă. Vlad Bureșan, cercetător și filozof de la Cluj, despre violența legii și violența fără de legii. Domnul Sorin Ioniță despre propagandă și manipulare în acea perioadă. Cu rădăcini, propagandă cu rădăcini în 89, invitația la televiziune relevă această unitate de discurs a lui Ion Iliescu. Ecouri în străinătate, și este un capitol pe care nu l-am putut atinge în seara aceasta. Cât a contat această experiență traumatică pentru ceea ce înseamnă politica externă a României după 13-15-1990, violență organizată și așa mai departe. Iată și domnul Ilieșiu cu un raport rechizitoriu. O altă componentă importantă și vreau să mulțumesc domnului Dan Voinea și colegei noastre Gina Radu, care a lucrat pe materialele brute. Am fost impresionat și eu. Iată lista victimelor, incompletă la această oră, dar peste 600 de nume au putut să fie puse aici. Iată, uitați-vă la vârste, ele variază, dar foarte multe vârste de 13, 18, 17, 20 de ani, tot ca la Revoluție, mă tem, această distribuție asimetrică a vârstelor. Și profesiile. Sunt incredibil ceea ce puteți găsi în aceste dosare, de la Măgurele, de pildă, și de la Băneasa. Cofetari, matrițeri, ingineri, profesori universitari, arhitecți, deopotrivă cu muncitori sau comersanți, ei au fost reținuți pentru câteva săptămâni, luni, chiar până la începutul lui septembrie, în unele cazuri, aceste persoane nevinovate sau neprobate, dacă nevinovate au fost reținute numele lor, le vedeți aici, peste 1000 vor fi listate până la sfârșitul acestei veri. În sfârșit, mai avem o altă componentă, îl rog pe Andrei Lascu să ne arate celălalt capitol. Avem video, nu? Dar nu cred că le putem accesa. Sunt câteva interviuri. Însă revin la presă, presa internă, din ceea ce a citat și Dan Tapalagă. Sunt niște titluri absolut relevante pentru ceea ce înseamnă toxicitatea acelei perioade, din punct de vedere retoric mai ales, și vă recomand dumneavoastră, ca simpli prieteni ai Institutului, dar și poate tinerilor care sunt interesați de o teză de doctorat sau de masterat pe această temă a tranziției, să citească cu atenție, în oglindă, dacă se poate, vocile presei. Vocile presei neocomuniste și vocile presei libere. Iată memorii, jurnale, mărturii, deci o bibliografie exhaustivă, îi datorăm aceasta domnului Soare, de la noi, de la Institut. Practic toate cărțile care se referă la mineriade, și nu sunt puține, după cum vedeți, sunt aici integrate. Noi sperăm ca acest portal, la un moment dat, să poată deveni și el o carte, poate la finele acestui an, însă cred că mai sunt câteva secțiuni, dacă m-am zis așa, o cronologie completă. De altminte, o aveți și aici, în acest ziar, afiș al Institut, al evenimentului. Îi datorăm acest lucru Clarei Mareș, care ne-a făcut o listă exhaustivă a tuturor evenimentelor din ianuarie chiar până în decembrie 90. În sfârșit, cred că asta a fost tot. E un portal care mai are și o referință la ceea ce mi se pare mie o excelentă expoziție în pasajul subteran de la Universitate. Îi datorăm acest lucru colegii noastre sau colaboratoare noastre, Simina Bădică, și din nou lui Andrei Lascu. O excelentă expoziție, constatare la fața locului, care va mai dura câteva zile până în 27 iunie.
tot ceea ce vedeți dumneavoastră, tot ceea ce s-a făcut, s-a făcut cu resursele de care dispunem într-un timp dificil din punct de vedere financiar, nu-i așa? Totul face parte dintr-o pedagogie a memoriei pe care institutul nostru și-o asumă pentru anul acesta și pentru anii care vor veni. Credem că a sosit momentul ca să să facem mai mult decât o arheologie a trecutului îndepărtat. Trebuie să ne asumăm dialogul nemijlocit cu tinerele generații și această dezbatere e un alt aspect. Vă mulțumesc!